Consiliul Județean Vrancea, domnul Marian Lăcășan, să conduc lucrările acestei ședințe. Consiliul Județean Vrancea a fost convocat astăzi, 28 noiembrie 2017, în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 621 din 23 noiembrie 2017, cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001 și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Vrancea. Prin poștă electronică v-au fost transmise spre analiză materialele aferente proiectelor de hotărâre puse astăzi pe în discuție. Din 33 de consilieri în funcție, sunt prezenți 29 de ședința are cornul necesar de sfășurări. Absenți sunt Marian Lăcășan, președintele Consiliului Județean, domnul consilier județean Oltean Malin, domnul consilier județean Ochean Valentin, care este în spital și dorim multă sănătate, și domnul consilier județean Ocraiu. Domnul și domnul consilier, în conformitate de prevederile legii 215 din 2001, fac cuvântul secretarul județului doamna Raluca Dan, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24 octombrie 2017 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10 noiembrie 2017. Doamna secretară, vă rog. Domnule președinte de ședință, doamnelor, domnilor consilieri, dacă aveți observații cu privire la cele precizate în cele două procese verbale, cel al ședinței din 24 octombrie și cel al ședinței din 10 noiembrie 2017. Înțeleg că nu, vă rog să spuneți la vot pe numele președintele ședinței. Mulțumesc. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24 octombrie 2017. Cine este pentru? Potrivă, dacă se abține cineva. Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24 octombrie 2017 a fost adoptat cu majoritate de vot. Cu unanimitate de vot. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10 noiembrie 2017. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, împotrivă. Procesul verbal al ședinței extraordinare în data de 10 noiembrie 2017 a fost adoptat cu unanimitate de vot. Doamne și domnule consilier, în proiectul ordinii de zi de astăzi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâre. La punctul 1 avem proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Mihălceni, pentru anul școlar 2017-2018. La punctul 2, avem proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea. La punctul 3, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii Serviciului Public de Management și operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, a stațiilor de transfer și platformelor de colectare în județul Vrancea. La punctul 4 avem proiectul de hotărâre privind validarea componenței autorității teritoriale de ordine publică Vrancea. La punctul 5 avem proiectul de hotărâre privind avizarea normelor de venit pentru persoane fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților de producție, comerț și prestări servicii pentru anul 2018. La punctul 6 avem proiectul de hotărâre privind inventarierea imobilului teren în suprafața de 1727 metri pătrați, situat în comuna Nistorești, în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea. La punctul 7 avem transformarea unui post de secretar literal 2 din cadrul secției de cercetare, conservare, promovare și valorificare a culturii tradiționale din statul de funcție al Centrului Cultural Vrancea în post de secretar literal 1. La punctul 8 avem proiectul de hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcție al Muzeului Vranciei. La punctul 9 avem proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu cu privire la realizarea unui monument de comemorare a vrâncenilor care au murit în diaspora. La punctul 10 avem proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 din hotărârea Consiliului Județean Vrancea numărul 79 din 31 mai 2017 privind preluarea din adunarea Consiliului Local al Comunei Bologanu a sectorului de drum județean DG204G în lungime de 1,445 kilometri în adunarea Consiliului Județean Vrancea. Doamne și domnilor consilieri, după convocarea ședinței a fost depus la Secretariatul Tehnic proiectul privind aprobarea documentației tehnico-economice, proiect tehnic fază unică și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de împădurire de la obiectivul de investiție Parcul Memoriei Naționale Stejarii României 100 de ani de istorie și demnitate, cu mândria.
În vederea pregătirii terenului pentru campania de plantare din primăvară, propun suplimentarea ordinii de zi cu includerea proiectului menționat la punctul 11. Documentația aferentă proiectului hotărâri a fost depusă la căsuțele dumneavoastră de poștă electronică. Doamne și domnilor consilieri, supun la vot includerea pe ordinea de zi a proiectului la punctul numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate, proiectul hotărârii a fost inclus pe ordinea de zi. De asemenea, a fost depus la Secretariatul Tehnic proiectul privind aprobarea bugetelor proprii ale județului Vrancea pentru finanțarea unității administrativ-teritoriale județul Vrancea și a instituțiilor publice sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea pe anul 2017, care trebuie supus aprobări până la sfârșitul lunii noiembrie pentru a fi deschis linii de creditare și a fi efectuate plata. Întrucât documentația aferentă proiectului a fost depusă la căsuța noastră electronică, propun suplimentarea ordinii de zi cu includerea proiectului menționat. Doamne și domnule consilieri, supun la vot includerea pe ordinea de zi a la punctul 12 a proiectului amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitate de proiectul de hotărâre a fost inclus pe ordinea de zi de astăzi. Doamne și domnule consilieri, supun la vot proiectul ordinii de zi în integralitatea sa. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitate. Proiectul ordinii de zi de astăzi a fost aprobat. Doamne și domnule consilier, precizez că toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi pot fi dezbătute, deoarece au fost întocmite rapoartele compartimentelor de specialitate și avizele comisiei de specialitate ale Consiliului Județean Vrancea și au fost depuse la secretarul județului. La punctul 1. Avem proiectul de hotărâri privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Incălceni pentru anul școlar 2017-2018. Dacă aveți propuneri? Da, domnul consilier Bălan. Domnule președinte de ședință, eu propun ca domnul consilier județean Mocanu Dan să facă parte din acest Consiliu de Administrație. Mulțumesc. Da, alte propuneri? Domnul Bostan. Din partea grupului de consilieri liberal, propune domnul consilier Stroienor acel pompier. Da, mulțumesc. Rog secretariatul tehnic să procedeze la întocmirea buletinului de vot. Mulțumesc. Supun la vot trecerea la punctul 2, până când secretariatul tehnic întocmește buletinul de vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. La punctul 2, avem proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea. Deoarece acest punct pe ordinea de zi necesită aprobarea nominală a membrilor titulari și a supleanților din comisie, prin vot secret, propun întocmirea operativă a buletinului de vot de către secretariatul tehnic. Fac mențiunea că președintele și vicepreședintele Comisiei pentru Protecția Copilului sunt desemnați în virtutea funcției, iar membrii și supleanții sunt specialiști și desemnați de instituții. Rog să ne comunicați dacă aveți observații pe marginea acestui subiect. Înțeleg că nu. Rog secretariatul tehnic să procedeze la întocmirea buletinului de vot. Vă mulțumesc. Supun la vot trecerea la punctul 3, până când secretariatul tehnic întocmește buletinul de vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. La punctul 3 avem proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de management și operarea centrului de management integrat al deșeurilor HARET, a stațiilor de transfer și a platformelor de colectare județul Vrancea. Dacă sunt observații pe marginea acestui subiect. Da, domnul consilier Costan? Ar trebui să aprobăm azi acest studiu de oportunitate, care ar fi fost și o oportunitate pentru cei în drept
să dea niște explicații, nu atât consilierilor județeni, cât mai ales opiniei publice, privind nerealizările în privința sistemului integrat de management al deșeurilor. Acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, în studiul de oportunitate sunt date neactualizate, care sunt depășite de ani de zile. Dar poate că este doar o greșeală de redactare, am spune și o neglijență minoră. Concluzia este aceeași cu care suntem de acord că este necesară delegarea serviciului public și n-ar fi oportun ca, ca Consiliul Județean să constituie un serviciu special, economic vorbind și organizatoric nu este oportun. Dar, dincolo de toate acestea și din discuțiile care le-am avut la comisie, am constatat cu regret că problemele sunt mai multe și mai grave decât ne-am fi închipuit. Am să enumăr numai câteva dintre ele. Niciodată nu s-a dat o soluție pentru orașul Focșani. Orașul Focșani are un serviciu de salubritate funcțional. S-au creat niște obișnuințe ale clienților finali și ale consumatorilor, în sensul că deșeurile menajere sunt preluate de la casă, mai ales de la fiecare curte în parte. Mai mult decât atât, a început să creeze obișnuința colectăriile. Ori sistemul integrat nu mai oferă aceeași soluție sau nu rezultă de nicăieri. Din potrivă, este o soluție mai greoaie cu colectare în anumite puncte, în recipiente mai mari. Se pare că revenim la situația tristă de acum 10-15 ani, când câinii trăgeau din containere gunoaie și în loc să rezolvăm o problemă de mediu, se pare că recreăm probleme mai vechi. În afară de aceasta, în localități există, în momentul de față, servicii de colectare a gunoiului menajer, care funcționează mai bine sau mai rău, sau în alte localități nu funcționează deloc, pentru că primarii nu au înțeles că este obligatoriu prin lege, dar și foarte necesar. Sunt localități din mediul rural unde colectarea se face din poartă în poartă. A fost suportabilă până acum ca și costuri și s-a creat deja o obișnuință. Nu văd cum se vor obișnui cetățenii să ducă gunoiul menajer la punctele de colectare, care nu de multe ori vor fi la kilometri distanță. Practic ar mai trebui încă un serviciu în plus ca să rezolvăm această problemă. Serviciu care va cădea inevitabil în sarcina autorității locale, dar care va greva asupra costurilor. Vom avea deja trei manevre pe gunoiul menajer. Una de la gospodărie, dacă ar fi așa, la punctele de colectare, stații de transfer și avea apoi la centrul de management integrat de la Haren. Asta va ajunge la un cost care zic eu că nu va fi suportabil așa cum se scrie în acest studiu de oportunitate. Deci nu avem o soluție completă dincolo de toate întârzierile în proiect. În situația asta ar fi fost în sarcina Consiliului Județean să găsească o soluție pentru a îndrepta, măcar în parte, erorile făcute în timpul anilor. Sunt mai bine de 10 ani de când aceste erori au fost constatate de nenumărate ori. S-au mulțumit toți să arunce vina pe guverne, pe autorități din urmă, dar nu s-au propus soluții. Deja timpul este foarte scurt și demersurile care se fac s-ar putea să fie ori tardive, ori rezultatul lor să nu fie cel așteptat, după cum mi s-a explicat astăzi la comisie. În această situație, noi, grupul consilierilor liberali, suntem nevoiți să ne abținem și să nu votăm acest proiect de hotărâre. Da, domnul consilier Lungu? Eu aș fi vrut să aduc atenția dumneavoastră un pic mai în detaliu niște amănunte de ordin tehnic, care mie, să spunem ca unui necunoscător, ca unui simplu cetățean, îmi dau senzația că proiectul nu se face, să spun așa, nemțește, ci altfel. Primul aspect pe care l-a sugerat și domnul consilier Bostan, studiul de fezabilitate din 2009, deci 8 ani aproape 9, datele despre cantitatea de deșeuri sunt din 2003, aproape 15 ani. Estimarea costurilor pentru celule 1, 2, 3, închidere-deschidere, sunt din 2007. Prețurile cresc mai repede decât rata inflației, deci avem o creștere anuală proiectată din câte mă amintesc pe 26 de ani, de 4-5% pe an,
De ce nu e 1%, poate dacă avem inflație mică, de ce nu e 20%, poate în 2025, nu știu, vine Tudose 2 și o să avem o inflație mai mare. Nu știu de ce e 4-5% pe an, poate să se schimbe lucrul ăsta. Al treilea aspect, faptul că delegăm acest serviciu în integralitatea sa, la nivelul județean, înseamnă că firmele mai mici sau primăriile care răspundeau acestei nevoi la nivel local, nu vor avea ocazia să, spun așa, să liciteze pentru a oferi acest serviciu. Practic, o firmă mică nu știu dacă se poate să se bată cu o firmă mai mare, poate din afara județului Vrancea. Cam atât am vrut să punctez pe scurt niște aspecte strict de ordin tehnic și de ordin numeric. Mulțumesc. Mulțumesc, da. Domnul vicepreședinte, eu nu ce mai vreau. Eu mă gândeam acum când a spus domnul Pariu că nu merge microfonul, când a spus domnul Lungu că să nu vină guvernul Tudose 2, mă gândeam ferească Dumnezeu să vină guvernul Boc 4. Pentru că atunci a început, prin 2009, când Boc era prim-ministru, a început acest proiect și legislația a datat de atunci, că așa s-a făcut. În perioada aia... Vedeți dacă ați vorbit de rău de domnul. Eu știu. Da. Am vorbit pentru că nici el, măcar în județul lui, n-a reușit să facă acest proiect. Să-l termine. Și ați văzut că cele mai mari probleme sunt la Cluj acum, nu în Vrancea, sau la Călăraș, sau la Tulcea. Dar eu vreau să vă spun pentru că chiar m-am implicat în ultimii ani în proiectul ăsta. Și, de exemplu, acum, o oră, am semnat contractul pentru punctele de colectat. Este penultima fază înainte de a deveni funcțional acest proiect. Deci, următoarea fază este licitația pentru operatorul de salubritate și pentru cel care va rezolva problema acolo în la Harev. Deci, eu cred și am speranța, ieri am fost la Ministerul Mediului și am discutat iarăși, că acest proiect al nostru va deveni viabil până la sfârșitul anului 2018, așa cum este prevăzut. Eu sper mai repede. Vis-a-vis de acele primării sau primăriile care au câte o mașină de colectare de gunoi. Nu poate fi. Deci cel care vine, operatorul de salubritate, trebuie să aibă capacitatea, dacă nu pe întreg județul, trebuie să aibă capacitatea de colectare pe un lot. Adică pe o rasă de, eu știu, 20 de localități din 73. Inclusiv Focșaniu, care are acest serviciu de salubritate, CUP Salubritate, care poate participa la licitații pentru lotul Focșani și comunele limitrofe, în situația în care vor avea un anumit număr de utilaje. Și știu că se apropie de numărul respectiv. Deci nu vor face, nu fac cheltuieli degeaba cei de la CUP Salubritate din Focșani. Vis-a-vis de ceea ce spuneați dumneavoastră, datele tehnice sau... Astea au fost prevăzute în caietul de sarcini, astea au fost prevăzute în proiectul european, pentru că nu este un proiect făcut de către lucrătorii din Consiliul Județean Vrancea. A fost un proiect la nivel național, transmis de către Comisia Europeană, care s-a ocupat de managementul deșeurilor. Și care a avut și are, în continuare, rezultate în țările care sunt de mult mai mult timp în Uniunea Europeană. Deci, îngrijorarea dumneavoastră, eu cred că este, nu știu, mai mult politică decât ca și cetățenii județului Vrancea. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul vicepreședinte. Domnul Gomer Dache, aveți detalii? Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Aș dori să precizez faptul că studiul de fezabilitate pentru întocmirea acestui obiectiv de investiții a fost actualizat acum 3 ani de zile. Dacă mi-aduc bine aminte, mare parte din domnii consilieri făceau parte și atunci din aparat, din Consiliul Județean. Nu am văzut atâta îngrijorare și contestații cu privire la soluția adoptată în studiul de fezabilitate. La acea dată,
fiind actualizat studiul, a fost actualizată și analiza cost-beneficiu, inclusiv cheltuielile din gradul de suportabilitate al populației. Și, repet, nu s-a făcut nicio precizare la această documentație tehnico-economică legată de întârzierile în implementarea acestui proiect. Mă văd nevoie să repet pentru nu știu câta oară că s-a implementat un proiect care nu a fost contractat de către Consiliul Județean Vrancea. Proiectul a fost contractat de către Ministerul Mediului, a fost livrat la un număr de județe pentru a fi implementat. Aceste proiecte sunt proiecte tip. Problemele în implementarea proiectelor au apărut în fiecare județ în parte, în funcție de specificul zonei. Aș dori să precizez doar numai la contractul de construire al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret, întârzierea s-a datorat unor cauze care nu au depins de Consiliul Județean, respectiv apariția unor depozite de muniții pe amplasament, apariția unor punge de deșeuri pe amplasament, situații care au generat întârzieri în derularea procesului investițional. Consiliul Județean nu a făcut plăți suplimentare pentru acele lucrări, dar întârzierea nu poate fi imputabilă sub nicio formă Consiliul Județean Vrancea. De asemenea, în instanța de judecată, atribuirea contractului a fost contestată 2 ani de zile, astfel că o întârziere de 2 ani în semnarea acestui contract a generat situația cu care ne confruntăm la această dată. Astăzi, a avut la Ministerul Fondurilor Europene a 6-a reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional de Infrastructură Mare. Una din problemele constante care se ridică în perioada anterioară de câțiva ani o reprezintă problema achizițiilor publice. Se informează că acele contracte pentru delegarea operatorului sunt în întârziere în 12 județe, datorită exclusiv legii achizițiilor publice, care permit contestații, care permit proceduri legale, cu care operatorii, sau la care operatorii apelează pentru a îngreuna, pentru a ține pe loc aceste proceduri. Fals se spune că la nivel de țară sunt contracte finalizate. Din 32 de proiecte care se implementează la acest moment în România, 2 contracte sunt finalizate, în județul Argeș și în județul Bistrița-Năsăud. În județul Bistrița-Năsăud, operatorul care a câștigat serviciul de legare a Centrului de Management Integrat, după un an de zile, a reziliat unilateral contractul, întrucât nu putea să restituie devența către Consiliul Județean. În celelalte județe, deși unele proceduri sunt în derulare de atribuire a contractelor de legare, este aceeași situație care se confruntă și județul Vrancea. Deci nu pot să spun și nu pot să-mi asum nicio responsabilitate cu toți colegii din echipa de implementare a acestui proiect, pentru că întârzierile majore care s-au datorat în implementarea acestui proiect nu sunt datorate specialiștilor din cadrul Consiliului Județean Vrancea, ci exclusiv situației de fapt care a fost generată de furnizarea unui proiect și care trebuia implementat în anumite condiții. Legislația din România permite la infinit proceduri de contestații și dacă nu o să se revizuie aceste proceduri de atribuție, de atribuire, o să fie o situație destul de delicată în perioada următoare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule director. Da, domnul consilier de Sergimia. Sergimia. Aveam mai multe observații de făcut, dar am primit câteva răspunsuri. În condițiile date, eu fac o solicitare către parlamentarii PSD de Vrancea, la modul cel mai serios, vorba președintelui în lipsă, Mariano Prișan, să facă demersul din Parlamentul României să schimbe legislația, pentru că astfel de proceduri, la care se făcea referire domnul director mai devreme, să nu mai putem să le tergiversăm, să le întindem, să facem 1 milion de contestați și așa mai departe. Deci, fac un apel majorității PSD din Camera Deputaților din Senat să ia măsuri pentru modificarea legii, astfel încât să nu mai vâităm permanent și să nu vină unii pe alții. Pe de altă parte, în conformitate cu articolul 2 din legea 215 a administrației publice locale, știm cu toții, cred eu, că președintele Consiliului Județean răspunde de buna funcționare a administrației publice județene. Întrebarea mea era: când răspunde domnul Mariano Prișan? Când semnează contracte de față cu presa sau atunci când discutăm lucruri importante aici, în plenul Consiliului Județean, și absentează, pentru că nu este prima oară. Și întrebarea punctuală este următoare și vreau să o notați și aș dori să primesc un răspuns la ea. Și a delegat Marian Prișan atribuțiunile specifice pe astfel de chestiuni și dacă da, cui? Mulțumesc!
Da, mulțumesc, domnul consilier Emilian Deacon. Domnule președinte de ședință, deseori am ridicat problema colectării deșeurilor menajere în județul Vrancea și am criticat modul cum a acționat Consiliul Județean. Astăzi am întâlnit împreună cu Direcția de Specialitate să găsim o soluție. Cu regret o spun că n-am găsit o soluție. Mi se propun două achiziții de servicii. Unul privind colectarea și transportul deșeurilor de la punctele de colectare la stațiile intermediare. Și propuneam să găsim o soluție în care, cel puțin o dată pe lună, să colectăm și de la gospodării, printr-un contract separat sau în același contract, dacă un operator nu poate să încheie două contracte. Pentru că pornim de la o situație actuală mai bună și o să ajungem la o situație actuală dezastruoasă privind mediul. În argumentarea studiului este că se propune ca acest serviciu să fie delegat, tocmai motivându-se protecția mediului. O spun apăsat. În condiția în care nu vom găsi soluții de colectare cel puțin periodică a deșeurilor menajere, mă refer numai la deșeurile menajere, nu la cele biodegradabile sau alt tip de deșeuri. Dacă nu vom găsi soluții să preluăm de la gospodării, cel puțin o dată pe lună, aceste deșeuri vor ajunge în apele curgătoare, vor ajunge în ravene, în râme și așa mai departe. Deci, practic, vom polua medii. Îmi pare rău că nu am găsit susținere de la Direcția de Specialitate pentru o soluție, de aceea eu mă voi abține de la vot. Vă mulțumesc! Da, domnul director, domnule Plăcă, mulțumesc, domnule președinte de ședință. În discuția avută la comisie cu domnii consilieri, am repetat, că am mai avut discuții în ședințele anterioare, legat de situația ivită cu privire la colectarea deșeurilor din poartă în poartă, cum se practică la această dată. Anul trecut, în 1 octombrie, la ședința Ministerului Mediului, Consiliul Județean a fost reprezentat de domnul vicepreședinte cel mare și subsemnatul și am ridicat problema esențială a fost ca de altfel din partea tuturor județelor prezente, modul de colectare acestor deșeuri la punctele de colectare. Obligația cetățeanului, fiecărui locuitor, să meargă la punctul de colectare. Evident că aceste probleme au fost înregistrate la nivelul autorității de management, la nivelul Ministerului Mediului. Consiliul Județean, în adresă scrisă, a solicitat identificarea unei soluții pentru colectarea acestor deșeuri de la fiecare locuință până la punctul de colectare. Am revenit cu scrisoare către Ministerul Mediului și Autoritatea de Management. Problema esențială este în discuția la nivelul Comisiei Europene, până această dată n-am primit niciun răspuns. Deci nu aveam cum noi astăzi în ședință, trei funcționari din Consiliul Județean, să găsim o soluție din moment ce am sesizat acest aspect anul trecut în 1 octombrie și am trebuit demersuri necesare către Autoritatea de Management. Situația este la nivel de țară, pentru toate cele 32 de proiecte care sunt în implementare, cu același mod de colectare. De altfel, și refuzul primarilor din Giurgiu de a semna contracte de delegare este legat de acest aspect, necolectarea deșeurilor de la fiecare locuință până la punctul de colectare. Doresc să fac niște precizări suplimentare legate de întrebările adresate anterior de domnul consilier cu privire la la existența ulterioară a celor operatori care la această dată practică serviciul de colectare în localitățile județului Vrancea. La constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea Curată, reprezentanții unităților administrative teritoriale, în speță primarii, s-au angajat și au semnat în contractul asociației că în momentul delegării serviciului de colectare și operare a centrului de management integrat, toți operatorii, toate contractele de operare își încetează activitate. Deci această situație era știută de domnii primari de la data înființării asociației. Deci nu putem fi acuzați acum, la această dată, că nu ne gândim ce vor face nici operatori. Mai mult decât atât. Împărțirea în cele 5 zone a serviciului de operare permite operatorilor de tipul mai mici, ca și putere economică și financiară, prezența la aceste proceduri de atribuire. Sunt cele 5 zone, Focșani, Ajut, Gugești, Vidra și Haret, cu localitățile arendate, care vor permite participarea operatorilor care nu au capacitate
financiară foarte mare, spațiu la aceste proceduri și pot să-și ajute contractele de operare. Deci nu este o restricție. Este pe instituția legislativă la această dată existentă în cadrul legislației românești în vigoare. Vă mulțumesc. Domnule director, da, domnul consilier Hercioz, foarte scurt voi, domnule președinte de ședință. Eu am senzația că se dorește să ne spălăm pe mâini ca Pilat din pont. Toată lumea este vinovată, începând cu guvernul Bob, terminând cu Uniunea Europeană și Ministerul Mediului. Nimeni nu-și asumă nimic față de acest lucru. Întrebările colegilor mei s-au referit la funcționalitatea acestui proiect. Dacă este mai bine pentru cetățean, dacă este mai ieftin pentru cetățean, da sau nu. Nu încercăm să găsim vinovați pentru situația de fapt, pentru întârzierile avute, ci finalitatea acestui proiect. Este mai bun pentru cetățeanul funcțean sau nu? Dacă îmi permiteți, domnul consilier, în principiu poluatorul plătește, primează întotdeauna. Iar între mai mult decât atât este responsabilitatea cetățeanului să facă o colectare selectivă. Altfel, așa cum spunea domnul consilier Emilian, de acolo nu poate exista acel element de mediu prioritar. Da, vă rog, domnule consilier Iepure. Ați spus că poluatorul plătește. Dar spuneți-mi și mie, un domn la 73 de ani din satul Pornău, de exemplu, care în momentul ăsta vine mașina și ia gunoi de la poartă. Când intră în funcție în acest sistem, cine se face vinovat că acel om nu va putea să ducă acel gunoi la centrul de colectare? Cine se va face vinovat? El îl va face în fața poliției și o să rămână acolo. Cu adevărat, la nivel local, se vor găsi soluții pentru aceste elemente distincte. Da? Și nu vor fi costuri în plus. V-am spus, la nivel local vom găsi dumneavoastră autoritățile locale soluții. Da, vă rog, domnule consilier, vicepreședinte. Deci, sunteți de acord ca să lăsăm ca până acum, dacă e o legislație europeană și ni se impune să facem această colectare selectivă și ni s-au dat bani pentru a face aceste depozite menajere, sunteți de acord să facem ca până acum, adică sticlele și hârtiile să fie tot pe albe aleului, cum a spus, cum spunea domnul Iacon înainte? Domnul, de acord, vă rog frumos, vorbiți până la mine, vă rog. Prin noastră. Da. Cereți cuvântul, iar nu te vorbim la cuvântul. Nu, am dreptul la replică. Nu, aveți dreptul să mi s-a adresat. Nu, atâta timp cât mi-a pronunțat. Nu, că am dreptul la replică. Cereți cuvânt, haideți să fim și eu. Ce prin dumneavoastră? Eu am spus că dumneavoastră a spus ceva bun. Că ceea ce se întâmplă acum. Vă rog, domnule de Mugandere. Suntem binevoitori. Deschiși dialogul. Îmi pare rău că te-am adus pe problema. Eu altfel am pus-o. Și domnul vicepreședinte îmi reproșează un lucru care este real. Există. Eu am cerut să găsim soluții. N-am criticat de data asta. Și tocmai soluțiile nu le-am găsit. Soluții este. Da, domnul consilier Răducanu, vă rog. N-am pronunț niciun nume ca să nu mai existe dreptul la replică. O să vă spun doar atât, dar conform legislației europene, în momentul ăsta sunt impuse niște norme de mediu tuturor țărilor. Cu perioada de aplicabilitate până în 2020, poate până în 2022. Ați făcut diferite referiri la acest lucru de oportunitate. De curiozitate, ați întrebat la Garda de Mediu câte amenzi se dau în acest moment pentru deșeuri aruncate pe Albia Râului, așa cum spuneați, sau în alte locuri? Care dintre operatorii economici care în momentul acesta fac colectarea deșeurilor sunt pasibili de amendă și chiar de suspendarea activității pentru nerespectarea normelor de mediu? Ați făcut lucrul ăsta? Mai întâi vedeți care sunt normele europene, vedeți de ce a fost propus acest proiect și după aceea să vedem costurile. Probabil costurile vor fi aceleași în toată țara, nu numai în România. Dar spuneți că nu, că la noi e mai scump și la alții probabil va fi mai ieftin.
Va rămâne tot la latitudinea celor care vor organiza caietul de sarcini și se va adjuga licitația prețul final către Consiliul Județean și către acest serviciu. Nu cred că operatorii mici nu pot participa. Vă propun să le spunem să se asocieze și atunci vor avea capacitatea de a licita mai mulți operatori asociați pentru unul dintre aceste loturi, care unul dintre cele 5 loturi. Deci cam asta am vrut să spun. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnule consilier, că dacă veniți să-i vorba de costuri, da, Polonia este la 100.000 de euro pe zi infringement. Apropo de costuri, e concluzie de trageți dumneavoastră. Și suntem în prag de concepere de la procedurii de infringement. Mulțumesc, domnule consilier. Da, domnule Bostan, vă rog să... Nu am făcut aceste observații de dragul unor exerciții de retorică în comisie sau în Consiliul Județean. Așteptăm din partea conducerii Consiliului Județean, într-un viitor nu prea îndepărtat, evident nu așteptam în această seară și în această ședință soluții, dar așteptăm soluții. Probleme avem destule. De asemenea, în studiu de oportunitate și nici în alte documentații nu am văzut o referire la niște incertitudini privind acest serviciu și anume cele generate de populația care va plăti acest serviciu. Pentru că datele din acele tabele este evident că nu mai sunt reale. Avem mulți concetățeni de-ai noștri plecați care nu sunt prinși cu adevărat în statistici. Această incertitudine ar trebui să fie explicată mult mai clar. Și trebuie să recunoașteți, domnilor colegi, că avem totuși o mare problemă. Noi nu facem acest lucru numai de dragul de a crea o problemă în Consiliul Județean, dar suntem dispuși de la a participa la orice fel de discuții pe marginea acestei probleme și mai mult decât atât, mi se pare că trebuie o consultare foarte serioasă a primarilor. Pentru că știu ce consultări au fost până acum și mie mi s-au părut formale. Am vorbit cu mulți primari de localități. Mulți dintre ei nu trăznesc să ridice în fața Consiliului Județean adevăratele probleme, dar asta nu înseamnă că Consiliul Județean nu trebuie să ofere și soluții integrate pentru probleme care, în apropiință, par locale, dar nu sunt locale. Sunt problemele județului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule consilier. Vă pun să supun la vot. Cine este pentru? Potrivă? Se abține cineva? Cum a ajutat de văzut proiectul de hotărâre a fost adoptat? Mulțumesc pentru nimic. La punctul 4, avem proiectul de hotărâre privind validarea componenței autorității teritoriale de ordine publică Vrancea. Dacă aveți observații. Domnul consilier, Filip Costa. Deși aprobarea pe care trebuie să o dăm noi este absolut formală, este doar o consecință a unor acte prevăzătoare. Țin să precizez totuși că componența ATOP intră acum o persoană care conduce un serviciu important din Focșani, Poliția Locală Focșani, care de curând a dovedit că nu își face datoria așa cum trebuie. Cetățenii municipiului Focșani, de exemplu, plătesc pentru acest serviciu care trebuie să ofere siguranță și ordine în Focșani. Și am constatat zilele trecute că oferă altceva. Și a fost și o dovadă vie a incompetenței acestui serviciu. Cred că autopul, în integralitatea sa, trebuie să ia în discuții, chiar de la prima ședință, felul cum se exercită serviciul de anumite instituții în folosul siguranței cetățeanului, pentru că este evident că avem probleme mari. Gândiți-vă că în poliție sunt angajați care au făcut studii, au dat examenele de admitere, au concurat mulți promulori și au niște competențe și au atribuțiuni asemănătoare și răspunde asemănătoare cu alți polițiști locali care dovedesc cu vârf gen de stat incompetența și va trebui să se facă o analiză serioasă asupra capabilității și competențelor oamenilor care ne păzesc. Da. Dau cuvântul domnului consilier Cozacin Cucuia. Vreau să informez Consiliul Județean că, în calitate de președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea, astăzi am avut o ședință și vreau să vă informez cu toată responsabilitatea că
structurile de ordine își fac meseria, atât în județul Vrancea, cât și la nivelul municipiului Focșani. În ceea ce privește poliția locală, în următoarea ședință a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, directorul acestei instituții va prezenta un raport cu privire la starea actuală a poliției locale. Care sunt obiectivele, care sunt sarcinile, care sunt responsabilitățile, care sunt resursele materiale și umane ale acestei instituții. Ce necesități sunt și în funcție de raportul prezentat, la nivelul autorității teritoriale vom adopta o hotărâre care va fi prezentată atât președintelui Consiliului Județean, cât și primarul municipiului Focșani, pentru a acționa în consecință. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier! Dacă mai aveți alte observații, supun la votul etului hotărârii amintite. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 5 avem proiectul de hotărâre privind avizarea normelor de venit pentru persoane fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților de producție, comerț și prestări servicii pentru anul 2018. Dacă aveți observații. Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul amintit. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 6 avem proiectul de hotărâre privind inventariarea imobilului teren în suprafață de 1727 metri pătrați, situație comunală Nistorești, în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, cu unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 7 avem proiect de hotărâre privind transformarea unui post de secretar literal 2 din cadrul secției Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale din statul de funcție al Centrului Cultural Vrancea în post de secretar literar 1. Că aveți observații? Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Cu unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 8 avem proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcție al Muzeului Vrancei. Dacă aveți observații, înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Cu unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 9 avem proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu cu privire la realizarea unui monument de comemorare a funcționarilor care au murit în diaspora. Dacă aveți observații? Da, domnul consilier. Dacă îmi permiteți, domnule președinte de ședință, vă mulțumesc. Stimați colegi, mă bucur că acest proiect revine pe proiect de hotărâre revine pe ordinea de zi, într-o ședință ordinară. Mi-aș dori enorm de mult ca astăzi să avem acest acord de principiu pentru realizarea acestui monument. Vreau să vă spun că mă voi lupta până la ultima picătură de sânge ca acest proiect să se realizeze aici, la Focșani, locul de unde au plecat peste 70.000 de vrânceni. Pentru că în ședința ordinară din 20 septembrie s-au spus foarte multe lucruri negative, aș vrea să vă prezint cel puțin trei lucruri bune pe care românii le fac la Roma de peste 16 ani. Știu că sunteți, pentru că de obicei o știre negativă ajunge mai repede acasă, însă în momentul în care aceasta ajunge aici la Focșani, de obicei o citim, ne enervăm și peste 3-4 minute facem următoarea știre. În schimb, noi, cei care trăim acolo în diaspora, din păcate, trebuie să plătim această factură negativă din partea gazdelor noastre. Nu știu dacă știți, în fiecare lună, în luna iunie, la Roma, are loc festivalul de Ilie, cămașa tradițională românească. Nu știu dacă știți, în fiecare toamnă, în luna septembrie, la Roma există festivalul de film românesc. Nu știu dacă știți, Asociația Pro Patria, Consiliul Vrânceancă de-a noastră, organizează gala tinerilor talente din diaspora. Talente care se vor din rândul familiilor de români. Deci, aceste lucruri arată încă o dată legătura pe care noi o avem cu această regiune a țării. Eu cred că acest monument poate fi și o mână pe care o întindem către diaspora. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al nostru, al Consiliului Liberal,
Acest proiect trebuie văzut din cel puțin trei unghiuri. În primul rând să fie un omagiu adus celor care, din păcate, au murit în străinătate. Al doilea lucru important, să fie un simplu mulțumesc de partea noastră a autorităților locale pentru efortul depus și pentru aportul monetar adus economiei județene. Și în al treilea rând, consider că e bine să lăsăm un semn generațiilor viitoare care peste, nu știu, 20, 30 de ani, 40 de ani vor ști că în anii 90 plecau din această regiune a țării 70.000 de vrânceni, iar în anii 2000 plecau aproape 4 milioane de români. Din păcate, în momentul în care m-am documentat pentru acest proiect, am constatat câteva lucruri surprinzătoare. Anual, din România pleacă între 150.000 și 200.000 de români. Mai mult decât atât, pentru prima dată, ministrul Departamentului Românilor de Pretutindeni, doamna Păstrănac, spunea un lucru pe care noi îl bănuiam de ani de zile, și anume că anul trecut a fost primul an în care românii, copiii români s-au născut mai mulți în străinătate decât acasă. Deci, vă dați seama, avem o problemă demografică. Eu consider că acest proiect de hotărâre, dacă îl vom realiza, haideți să fim primul Consiliu Județean din România care deschide o punte cu diaspora noastră. Provin din această diaspora și chiar aș vrea să mă folosesc să fie o punte de legătură, să apropiem cele două românii, că din păcate, în fiecare lună, cele două românii se distanțează. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier. Domnul consilier Cătucanu, vă rog. Da, eu aș vrea să-i spun domnului consilier Urdușa că așteptam din partea dumnealui, după ședința din septembrie, să nu fie atât de vehement împotriva amânării acestui proiect, care iată astăzi se găsește pe ordinea de zi, și să vină cu rezoluții, poate, cu câteva variante. Nu am văzut nicăieri în discuțiile dumneavoastră și o locație clară unde s-ar putea amplasa. Bănesc că urmează să se discute la primăria Focșani. Am văzut că doriți să-l amplasați în municipiul Focșani. Deci, asta mi-aș fi dorit, să veniți să purtăm o discuție și să nu jigniți, cum ați făcut-o în toate spațiile media, amânarea acestui proiect. Cum de altfel mi-aș fi dorit din partea dumneavoastră să deschideți, probabil, o platformă de dialog, să vedem totuși și părerea celor care sunt plecați afară, poate au altă viziune asupra acestui monument, cum ar trebui să arate, unde ar trebui să fie amplasat, cât și a locuitorilor din Focșani, care vor vedea și ei acest moment trecând pe lângă el și poate vor aduce aminte de rudele sau prietenii plecați afară. Deci asta mi-aș fi dorit în urma ședinței din septembrie. Nu insultele pe care le-am primit noi, consilierii liberali, consilierii PSD, scuzați. De partea consilierii. Da, domnul Viselimie. O să vorbesc prea mult pe marginea acestui subiect, însă consider că acele imagini negative de după ședința în septembrie s-au datorat, din păcate, unor exprimări nefericite ale unui coleg consilier de la PSD. Nu mai are sens să dezbatem acum în detaliu ce a spus și cum a spus, și automat că s-au răspândit în media acele cuvinte care, din punctul meu de vedere și din punctul nostru de vedere al grupului PNL, nu au făcut cinste imagini de drept și nici idei de proiect pe care am avut-o. Foarte scurt o să vă transmit că am făcut o documentare și pe baza datelor strânse de la ministere și de la ambasadele României, de către ziarul financiar Capital și Profit, trei portaluri online foarte serioase, s-a ajuns la concluzia că în lume, la ora actuală, în diaspora, lucrează aproximativ 4 milioane de români, numărul real al românilor care trăiesc în diaspora fiind aproximativ 7-8 milioane, însă, evident, în această cifră este inclusă și sunt incluși acei români care s-au născut în afara granițelor țării, nu au plecat din România. Italia cu 1.300.000 de români, Spania cu 1.000.000 de români, Statele Unite cu 869.000 de români și așa mai departe. Sunt statele cu cei mai mulți români în diaspora. Se estimează că aproximativ 2.000 de români mor anual în diaspora pe șantierele de lucru, în accidente de muncă, să reformulez așa. Evident că sunt și vrâncen între ei, pentru că an de an auzim în știri mass media și vedem la televizor astfel de drame. Acestor oameni care au murit în diaspora le este dedicat acest monument și îmi doresc ca noi, ca instituție, să fim, așa cum spunea și colegul meu, prima instituție din România care le dedică un monument. Mulțumesc!
Mulțumesc, domnule consilier. Da, domnul consilier Ghebne. Aș avea eu o propunere concretă, dacă e, colegul nostru a spus ceva. Haideți să facem în august o zi a diasporei vrâncene, în care să stabilim două, trei întâlniri aici cu oamenii care în perioada aia sunt aici și să întrebăm problemele lor, necesitățile lor, dacă sunt dispuși și deschiși să aflăm problemele lor, nu numai pe acest monument, dar pe toate ce ține de diaspora. Mulțumesc. Domnule consilier, o să vă informez că noi ne întâlnim cu cetățenii veniți din diaspora în perioada verii, cu atât mai mult sunt acele evenimente în tot județul, în fiecare weekend este câte un eveniment în câte o comună și sunt cetățeni care ne întâlnim și ne bucurăm să ne revedem an de an în luna august. Da, domnule consilier Burgușa, vă rog. Un scurt răspuns. Eu am înțeles că pe 20 septembrie acest moment nu a fost anulat, ci a fost respins. Cât despre locație, am precizat în corespondența pe care am avut-o cu secretariatul Consiliului Județean, mi-aș dori enorm de mult ca acest monument să fie amplasat undeva în zona teatrului, dacă se poate. Deci au existat aceste contacte. Mulțumesc să-ți păiminescu și punem să te. Da, mulțumesc. Supun la vorbă pe domnul Gubea. Ca o completare la proiectul pe care îl supunem la vot acum, propun plenului Consiliului Județean să luăm în calcul, să analizăm și oportunitatea amplasării unui monument al tuturor militarilor vrânceni căzuți în teatrele de operațiuni. Vă mulțumesc! Da? Dacă mai aveți alte observații? Să înțeleg că este un amendament? Nu? Nu. Este un amendament. Am okay, făcut propunerea să luăm în discuție și să inițiem proiect nou. Supun la vot proiectul hotărârii amintit. Cine este pentru? Potrivă, dacă se abține cineva? Cu unanimitate, proiectul hotărârii a fost adoptat. Mulțumesc. La punctul 10, avem proiectul hotărârii privind modificarea articolului 30. Din hotărârea Consiliului Județean Vrancea, numărul 79, din 31 mai 2017, privind preluarea din administrarea Consiliului Local al Comunei Bologanu, a sectorului de drum județean DG204C, în lungime de 1,445 km, la administrarea Consiliului Județean Vrancea. Dacă aveți observații. Înțeleg că nu, supun la vot de hotărârea amintită. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva? Cu unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 11 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, proiect tehnic, fază unică și indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările și de împăturire la obiectivul de investiție Parcul Memoriei Naționale și Stejarii României, 100 de ani de istorie și demnitate, Romândria. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, cu unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 12 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor proprii ale județului Vrancea pentru finanțarea unității administrative teritoriale județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea pe anul 2017. Dacă aveți observații. Domnul consilier Liviu Bostan. Din păcate, e vorba de niște observații care tind să devină tradiție de fiecare dată când votăm bugetul Consiliului Județean sau orice rectificare. Aproape este inutil să mai repetăm observațiile noastre, pentru că niciodată nu am observat nici cea mai mică reacție din partea majorității. Totuși, suntem obligați să remarcăm încă o dată. De exemplu, 650.000 de lei alocați pentru Centrul Cultural Vrancea nu sunt însoțiți de o explicație cât de cât detaliată. Pur și simplu dăm bani ca să fie dați, Dumnezeu știe ce se va face cu ei. Este o practică care nu poate fi acceptată în elaborarea unui buget. De asemenea, ca de fiecare dată, observăm că partea de investiții este afectată. Dezvoltarea județului este din nou afectată. Nicăieri nu se recunoaște că acele creșteri de salarii care au fost votate în vară afectează acum partea de dezvoltare a bugetului. Și mergem în continuare așa,
Se pare că urmează să rămânem în continuare unul dintre ultimele județe din țară ca nivel de dezvoltare. V-a șocat, domnule consilier de majoritate, să luați aceste intervenții nu ca pe o modalitate de a aduce dumneavoastră neplăceri sau știu ce atacuri la imagine, ci ca exprimarea unei îngrijorări privind realitățile din județul nostru. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule consilier. Dau cuvântul domnului director al Direcției Economice, Mihai Petiță. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. În primul rând vreau să arăt, deci răspuns la domnul, ce a zis domnul consilier Postan, Centrul Cultural a solicitat această suplimentare a bugetului, dar nu putem noi să consemnăm exact pentru ce acțiune. Atributul desfășurării tuturor acțiunilor și planificării acțiunilor de la Centrul Cultural sunt ale Consiliului de Administrație de la această instituție. Nu hotărăște Consiliul Județean sau salariații din aparatul propriu ce acțiuni desfășoară Centrul Cultural. În al doilea rând, fondul de salarii, uitați-vă de 10 ori dacă nu vedeți din prima, nu a fost suplimentat niciun leu la Consiliul Județean, numai la Direcția Județeană de Protecție de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului. Atât a fost majorat fondul de salarii, ca urmare a majorării salariilor efectuate prin legea salarizării apărută recent. Deci Consiliul Județean s-a încadrat în același fond de salarii pe care l-am avut aprobat inițial în bugetul pe anul 2017. În rest, toate suplimentările pe care au fost efectuate la solicitarea instituțiilor, în primul rând, deci am căutat să asigurăm cheltuielile de funcționare pentru Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, plus școlile speciale, centre de educație inclusivă, la fel pentru care s-au alocat prin această ultimă ordonanță de rectificare 830 pe 2017, s-au alocat bani exact pentru protecția copilului și pentru școlile speciale. Restul finanțărilor am făcut verări de credite, rectificarea unor prevederi de la unele capitole la celelalte, în baza aceluiași buget alocat în anul respectiv. Și căutăm să ne încadrăm în el până la sfârșitul anului. Mulțumesc. Bună, domnule director. Da, domnule Licostan. Îmi pare rău, domnul director Viță a făcut un autodenunț. Înseamnă că acceptă solicitările unor instituții fără a fi fundamentate. Mai mult decât atât, în loc să solicite fundamentare de la instituțiile care solicită fonduri, ne servește în plenul Consiliului Județean, tot fără fundamentare, să alocăm bani. Este o practică, nu acceptăm acest lucru, nu numai ca o oportunitate, dar se pare că este și o problemă de legalitate în procesul de elaborare a bugetului. Și cu atât mai mult avem motive de îngrijorare și e bine ca opinia publică să afle cum se face și cum se execută bugetul Consiliului Județean. Este absolut halucinant ce se întâmplă. Cum adică să nu fundamentez până la amănunt ceea ce solicit? Sau probabil va solicita ulterior vreo curtea de conturi clarificări, dar atât mai cam târziu. Dacă îmi permiteți, domnule consilier, în calitate de membru în Consiliul de Administrație la Centrul Cultural Vrancea, există o fundamentare a acestei activități în ceea ce, în perioada ce va urma? Este vorba de o identitate a activităților care se desfășoară pe raza județului Vrancea. Așa cum spunea și dumneavoastră în ședințele anterioare, că trebuie să unim absolut toate tradițiile din comunele și din toate zonele județului Vrancea, sub o singură umbrelă în care trebuie să mergem mai departe și iată, anul acesta se va concretiza prin activitatea Consiliului Centrului Cultural Vrancea și nu trebuie alarmat opinia publică, ba chiar da, trebuie informat cetățenii corect că se desfășoară o activitate pentru cetățenii județului Vrancea și nu numai, că și pentru cetățenii care vin în vizită în județul Vrancea și încă iar o să ajungem într-o zonă în care dumneavoastră spuneți că nu vine nimeni în Vrancea, bine. Ce drept să mă trecut, am văzut cu toții și dumneavoastră erați acolo, erau doar ochii. Mulțumesc. Domnul Vasile Emilian de acum, vă rog. Domnule președinte de ședință, într-o ședință anterioară,
m-a îngrijorat că exista un deficit la Direcția de Protecție a Copilului de circa 10 milioane pentru asigurarea salariilor. Și am cerut în ședință să se intervină la guvern pentru acoperirea acestui deficit. În loc să se intervină la guvern pentru a primi din TVA și să acoperim deficitul de la salarii, mi se propune să preluăm 12 milioane de la investiții, de la o investiție foarte importantă, care o știți, de care am vorbit foarte mult, și să acoperim acest deficit. Nu înțeleg de ce nu s-a intervenit la guvern, pentru că e vorba de protecția copilului și trebuia să primim bani din TVA pentru așa ceva. Vă mulțumesc. Domnul director, vă rog să dați răspuns. Domnul consilier este într-o totală eroare. Prin hotărârea, prin ordonanța Guvernului 830 din 2017, puteți, care o am și puteți să o aveți și dumneavoastră acces la monitor oficial, s-au alocat bani exact pentru asigurarea cheltuielor de funcționare la Direcția de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului și la școlile speciale. Atât și nimic mai mult. Deci nu s-au asigurat pentru alte domenii. Nu mai pentru Vrancea și pentru Vaslui. S-a dat pentru toată țara, 36 de județe. Dar numai pentru a fost finanțat suplimentar aceste activități. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule director. Da, domnul consilier, nimeni? Care este suma la care se referă domnul Rodiță? Scrie monitor oficial. Vreți să vă citesc câte asta? Fără. Nu, pentru? Protecția copilului, 9.714. Da. Uitați-vă acolo, în anexa. Deci, deficitul era 12 milioane. Înseamnă că s-au mai pus 3 milioane. Domnul consilier, acum vreți să facem o consultație pe o linie de buget? Da. Deci noi, particular, mă gândeam că facem o particular. La comisii, vă așteptăm la Comisia Buget Finanțe, cu adevărat noastră nu sunteți mai buncat în Comisia Buget Finanțe, dar fără nicio problemă, și colegii dumneavoastră primesc aceleași răspunsuri, ca și în plen și în comisii, cu toate că în plen ulterior nu se mai știe nimic despre ceea ce se discută în comisie, dar asta este. Deci, procesul de acolo, în comisie, da, nu se știe. Vă rog. Deci, am fost chemat la comisie, mă rog. Puteam să-i lămăresc, eu nu am fost chemat. Nu a fost nevoie de dumneavoastră la comisie. Dumneavoastră, domnule, domnule, că dacă au prescurs salariul, deficitul va fi de 12 milioane. Emite, nu s-a dat doar 12 milioane și-a prescurs. Supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Cum a ajutat de proiectul de hotărâre a fost adoptat? Doamne și domnule consilieri, venim la punctul 1. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Micălceni pentru anul școlar 2017-2018. Precizez că pe buletinul de vot se exează în coloana da, în dreptul persoanei pentru care optați. Buletinul de vot pe care s-au exprimat mai multe opțiuni decât cele necesare, precum și cele pe care nu s-au exprimat nicio opțiune, sunt considerate nule. Rog Comisia de Valizare să împartă buletinele. Dar se ridică că se va da pur de acolo.
Thank you.
de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Mihălceni,
pentru anul școlar 2017-2018, domnul Mocanu Dan cu 18 voturi pentru din total de 29 valabile exprimate. Semnează membrii comisiei. Da, mulțumesc, domnule consilier Bugăianu. Având în vedere rezultatul votului secret exprimat, supun votul deschis proiectului hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului de Seamrancea în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Mincălceni pentru anul școlar 2017-2018. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Domnul consilier Dan Mocanu are obligația de a depune la cabinetul secretarului județului la sfârșitul anului școlar 2017-2018 un raport privind activitatea desfășurată în Consiliul de Administrație. La această dată, raportat la declarațiile, la raportul de activitate ale consilierilor care sunt membri în Consiliul de Administrație, domnul Crețu, domnul consilier Crețu, nu am primit debatele dumneavoastră în raport de activitate. Domnule Constantin Guguianu, vă rog să dați citirea procesului verbal al Comisiei cu referire la rezultatul votului secret exprimat pentru proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea. Persoane în funcție cu drept de vot 33, prezent la vot 29. Numărul membrilor de desemnat, titular 5, supleanți 5. Candidaturi depuse 10. Voturi valabile exprimate 29. Toți cei care au candidat au obținut 29 de voturi valabile exprimate fiecare. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că au fost desemnate să facă parte din Comisia pentru Protecția Copilului Vrancea următoarele persoane. Membru titular, Mariana Gruia, cu 29 de voturi valabile pentru, din totalul de 29 valabile exprimate. Membru supleant, Mihaela Comănici Prodan, 29 de voturi pentru, din totalul de 29 valabile exprimate. Membru titular, Aurora Lefter, cu 29 de voturi pentru, din totalul de 29 valabile exprimate. Membru supleant, Gabriela Vida, cu 29 de voturi pentru, din totalul de 29 valabile exprimate. Membru titular, Eugenia Giogloman, cu 29 de voturi pentru, din totalul de 29 valabile exprimate. Membru supleant, Lilica Țârlea, cu 29 de voturi pentru, din totalul de 29 valabile exprimate. Membru titular, Alice Florentina Pruteanu, cu 29 de voturi pentru, din totalul de 29 valabile exprimate. Membru supleant, Carmen Mariana Sandu, cu 29 de voturi pentru, din totalul de 29 valabile exprimate. Membru titular, Dorel Norocea, cu 29 de voturi pentru, din totalul de 29 valabile exprimate. Și membru supleant, Oana Toma, cu 29 de voturi pentru, din totalul de 29 valabile exprimate. Semnează membrii comisiei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule consilier Guguianu. Având în vedere rezultatul votului secret exprimat, supun votului deschis proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea. Cine este pentru? Potrivă, se abține cineva. Unanimitatea proiectului de hotărâre a fost adoptat. Epuizând punctele deschise până la de zi, declară închise lucrările la ședința ordinară de astăzi, 28 noiembrie.